Consiliul de administrație al BNR a decis astăzi să reducă dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 4,25% la 4% pe an, minimul istoric, în linie cu așteptările analiștilor. Totodată, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelului rezervelor minime obligatorii la 15% pentru pasivele în lei și 20% pentru cele în euro. Banca Centrală a tăiat în acest an rata dobânzii de politică monetară în mai multe etape de la nivelul de 5,25% pe an stabilit în martie 2012. Prima tăiere din acest an a fost la începutul lunii iulie de la 5,25% la 5% pe an, aceasta fiind urmată de încă două ajustări în august la 4,5% pe an și în octombrie la 4,25% pe an. Analiștii au anticipat decizia BNR de astăzi și prevăd de asemenea posibilitatea reducerii dobânzii cheie la 3,75% anul viitor. În ceea ce privește rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei, aceștia estimează că anul viitor ar putea fi diminuate de la 15% la 12%, iar pentru cele în valută s-ar menține la 20%. Măsura are ca obiectiv determinarea băncilor comerciale să ieftinească creditele, însă, analiștii financiari sunt sceptici în această privință. Economia rămâne destul de slabă. Dacă dăm la o parte anul agricol foarte bun. Performanța economiei din 2013 nu a fost impresionantă, așa că există loc de a încerca să o ajuți prin reducerea dobânzii de politică monetară. În același timp, Consiliul de Administrație al BNR a analizat și a aprobat raportul trimestrial asupra inflației, acest raport urmând a fi prezentat joia aceasta într-o conferință de presă. Sunt Silviu Calotă și probabil vă întrebați ce factori l-au determinat pe Isărescu să ia din nou această decizie. Flerul și talentul.